Iubiți credincioși, dragi radioascultători, îmi amintesc mereu cu bucurie, chiar cu nostalgie, de casa părintească. Îmi amintesc de greutatea cu care m-am despărțit de ea în momentul în care am plecat la liceu. Și cred că nu sunt singurul. Există ceva în fiecare dintre noi care ne leagă de comunitatea noastră natală, de locuința noastră, de casa în care am copilărit și ne-am trăit primii ani ai vieții. Chiar dacă între timp ne-am mutat sau locuim în alte case, case poate mai mari și mai frumoase decât cea dintâi, totuși nimic nu o poate egala, pentru că ea va rămâne mereu un loc de referință. Casa nu înseamnă doar un acoperiș ridicat peste patru pereți, în interiorul cărora ne adăpostim pentru o vreme. Casa este locul în care am experimentat pentru prima oară căldura, iubirea celor din jur. Înseamnă o adevărată cutie cu bijuterii, în care păstrăm cele mai frumoase amintiri și cele mai alese sentimente. Am vii în minte imaginile de astă vară, din timpul inundațiilor, când vedeam bătrâni care nu voiau sub nicio formă să-și părăsească locuința. Chiar dacă autoritățile insistau foarte mult, le vorbeau despre pericolul de a fi luați de ape, totuși ei refuzau. Era munca lor de o viață, era casa lor, locul de care îi legau cu siguranță multe amintiri. Preferau să se adăpostească în poduri sau pe acoperișuri, decât să-și părăsească locuința, casa plină cu amintiri. Dorul de casă. Nostalgia primei case există, deci, în fiecare dintre noi. E un ceva care rămâne întipărit în mintea și în inima noastră pentru toată viața. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Într-o astfel de casă s-a transformat pământul întreg în urmă cu 2000 de ani, atunci când Dumnezeu a ales pământul ca locuință a sa. Odată cu nașterea sa, pe care o celebrăm astăzi în mod sacramental, pământul a devenit casa lui Dumnezeu, o casă care îl leagă pe el de noi și pe noi de el, o casă comună, care ne-a unit într-o comuniune atât de profundă. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Nu este vorba de un hotel în care Dumnezeu să locuiască doar câteva zile sau câțiva ani, ci este mult mai mult decât atât, pentru că pământul întreg a devenit casa lui Dumnezeu, casa în care, în iubirea sa, a ales să locuiască pentru totdeauna. Iată de ce sărbătoarea Crăciunului este atât de frumoasă. Iată de ce cântecele sunt mai frumoase ca niciodată, capabile să atingă cele mai sensibile corzi ale inimilor noastre. Iată de ce satele și orașele noastre sunt transformate zilele acestea în adevărate minuni fosforescente. Iată de ce chiar și cei care nu sunt creștini celebrează Crăciunul. Pentru că este ziua în care cerul și pământul întreg, Dumnezeu și omul s-au unit și au dat mâna. Este ziua în care prezența lui Dumnezeu și așteptarea inimii umane s-au întâlnit. Este ziua în care pământul a devenit locuința lui Dumnezeu, iar cerul s-a deschis pentru ca noi să avem acces la el. Este ziua în care îngerii din cer și păstorii de pe pământ și-au unit glasurile pentru a cânta împreună, mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace oamenilor de bună voință.
este un eveniment unic, care nu încetează să uimească și să fascineze. Dumnezeu, în ciuda măreției și a grandorii sale, a devenit copil, a luat asupra sa firea noastră slabă și fragilă pentru a ne înălța pe noi la o nouă demnitate, aceea de fii ai săi. Am ascultat astăzi în fragmentul din Evanghelia după Sfântul Ioan un fragment care poate, spre surprinderea unora, nu ne oferă deloc acele nuanțe de gingășie și tandrețe pe care le întâlnim, de exemplu, la evanghelistul Luca. Maria și Iosif alături de prunc, îngerași care cântă, păstori care vin și oferă daruri pruncului și așa mai departe. În schimb, fragmentul proclamat astăzi face apel clar la rațiune. Sfântul Ioan Evanghelistul ne invită practic să lăsăm deoparte poezia și să folosim rațiunea. Ne invită să facem eforturi pentru ca bucuria noastră să nu fie una ieftină, superficială, de scurtă durată. Suntem chemați să dăm conținut bucuriei noastre, să ne bucurăm de cel mai mare miracol consemnat de istorie, venirea lui Dumnezeu pe pământ. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Într-adevăr, Dumnezeu, în iubirea sa, se coboară la noi oamenii pentru a revărsa asupra noastră plinătatea darurilor sale. El s-a comportat cu noi așa cum face fiecare mamă. Ea înaltă, iar copilul mic. De la înălțimea ei se apleacă, se coboară la nivelul copilului. Dar apoi îl apucă cu brațele sale și îl ridică la propria înălțime, după care îl sărută. Este tocmai ceea ce a făcut Dumnezeu cu omul. Conținutul esențial al bucuriei Crăciunului este tocmai acesta. Dumnezeu se coboară și se face unul dintre noi, pentru ca omul să se ridice la înălțimea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru a face din noi o creatură divină, spunea Sfântul Atanasiu. Este așadar un eveniment unic. Este unic pentru că nimic nu mai e și nu mai poate fi ca înainte. Acest copil pe care astăzi îl contemplăm așezat pe paie în grota Betleemului, un copil de altfel plăpând, abia născut, acest copil a schimbat radical istoria lumii. El se află în centrul istoriei. Chiar și cei care nu au credință sunt nevoiți să accepte acest adevăr. Chiar și ei trebuie să numere anii în funcție de acest eveniment pe care noi îl celebrăm astăzi, pentru că el a împărțit istoria în două, înainte de Hristos și după Hristos, înaintea erei noastre și era noastră, care este caracterizată de prezența vie și eficace a lui Dumnezeu printre noi. Nu, este clar, iubiți credincioși și dragi radioascultători, nimic nu mai poate fi ca înainte. Crăciunul este prin excelență o sărbătoare a noutății. Nouă este realitatea pe care Iisus a inaugurat-o. Nou este mesajul pe care ni l-a adus. Nouă este porunca iubirii pe care ne-a lăsat-o. Nou devine omul care își deschide inima pentru a-L primi pe Iisus. De îndată ce descoperim acest adevăr și îl primim cu umilință, asemenea Mariei, în inimile noastre, din acel moment totul se schimbă și primește o nouă lumină, pentru că El este lumina adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om. Vă dați seama câte s-au schimbat datorită acestui copil a cărui naștere o celebrăm noi astăzi? Datorită lui suntem astăzi oameni liberi, iertați, împăcați. Datorită lui suntem fii ai Tatălui,
frați între noi și moștenitori ai împărăției fără de sfârșit. Datorită Lui, inima ni se umple de bucurie, de liniște, de pace. Datorită Lui, nimic nu mai poate fi ca înainte. Datorită Lui, Sfântul Apostol Paul, din persecutor a devenit apostol, prieten al său. Datorită Lui, Sfântul Augustin a părăsit viața ușuratică pe care o ducea în tinerețe pentru a găsi pacea și liniștea interioară în credința profundă în El. Datorită Lui, Sfântul Francisc a renunțat la tot ce avea pentru a trăi doar pentru El, singurul mare bine. Datorită Lui, atâția și atâția oameni în decursul istoriei și-au schimbat viața, devenind prieteni ai Săi și mărturisitori înfocați ai credinței și ai vieții celei noi aduse de acest copil. Unul dintre aceștia este și cunoscutul scriitor Liu Wallace. El era cunoscut pentru înverșunarea cu care îl nega pe Hristos și creștinismul în ansamblul său. Voia la un moment dat din toate puterile să distrugă această religie. Timp de 2 ani a stat în bibliotecile cele mai mari din America și din Europa, căutând dovezi cu care să distrugă pentru totdeauna credința creștină. Dar în timp ce scria al doilea capitol al unei cărți pe care o plănuise, se trezește brusc în genunchi, strigând la Iisus cu toată ființa sa, Domnul meu și Dumnezeul meu. Din acel moment nu l-a mai putut nega pe Hristos. A trebuit să se declare învins și cucerit de Hristos, pe care îl întâlnise în sfârșit ca Dumnezeu. Acel moment a provocat cea mai mare cotitură din viața sa. Cartea pe care începuse să o scrie nu a distrus-o, ci a regândit-o, a rescris-o. Această carte o avem și astăzi și se numește Ben-Hur, unul dintre cele mai frumoase romane istorice creștine scrise vreodată. Iată, iubiți credincioși, dragi ascultători, a cui naștere o celebrăm noi astăzi. Iată de ce pământul întreg și cerul sunt astăzi în sărbătoare. Pentru că Dumnezeu a devenit Emanuel, Dumnezeu cu noi. Un eveniment care, repet, a schimbat istoria lumii și istoria multor oameni. Acest eveniment pe care îl celebrăm astăzi trebuie să ne schimbe și pe noi. Nu putem trece nepăsători peste un astfel de act de iubire din partea lui Dumnezeu. De aceea, cred că este o ocazie foarte bună să ne întrebăm astăzi cu toții, care este relația noastră cu acest copil născut în mod sacramental în mijlocul nostru astăzi? În ce măsură el ne implică? În ce măsură ne simțim noi implicați de el? Suntem dispuși să-l primim în viața noastră pentru a ne umple inimile însetate cu darurile sale? Suntem dispuși să ne transformăm inimile în peșteri călduroase pentru pruncul Iisus venit astăzi la noi? Dacă nu facem acest lucru, nu vom celebra Crăciunul în adevăratul sens al cuvântului, iar bucuria noastră va fi una superficială, de scurtă durată. Doar în momentul în care îl lăsăm pe Dumnezeu să intre în viața și în inima noastră pentru a ne schimba, pentru a înlătura egoismul, ura, invidia, răutatea, mândria noastră, doar în acel moment putem spune că am celebrat Crăciunul și că El ne-a adus adevărata bucurie și pace, daruri pe care le căutăm și le dorim atât de mult. Chiar dacă Hristos s-ar fi născut de mii și zeci de mii de ori la Betleem, spunea un mare mistic, la nimic nu ți-ar folosi dacă nu se naște cel puțin odată în inima ta.
Să-i deschidem deci larg inimile lui Dumnezeu venit astăzi pe pământ pentru a rămâne mereu cu noi, pentru a locui în aceeași casă cu noi, o casă care îl leagă atât de mult pe El de noi și pe noi de El. El să trezească în inimile noastre dorul de casă, dorul de adevăr, dorul de ceea ce este cu adevărat important pentru noi. El să reînsuflețească în noi dorința de a ne schimba și de a deveni cât mai conform mesajului Său de iubire. Fie ca acest Crăciun să ne găsească pe toți disponibili, să-L primim pe Dumnezeu asemenea Mariei, asemenea Sfântului Iosif, asemenea păstorilor, asemenea a tuturor oameni din istorie care L-au primit și I-au permis să facă minuni în viețile lor. Un Crăciun binecuvântat, rodnic și unic vă doresc tuturor. Amin.